Spitalul Județean de Urgență a fost instituția medicală din Maramureș pe care autoritățile au încercat să o protejeze și coronavirusul să nu treacă de porțile lui. Și cu toate acestea, numeroase cadre medicale au fost confirmate cu COVID-19. Presa locală a adus în atenția opiniei publice situația spitalului de mai multe ori. DSP-a declarat focar în ultimele săptămâni pe mai multe secții, dar așa cum se întâmplă în toată țara, cazurile s-au înmulțit acum și mai mult și la județeanul Băimărean. Conducerea unității medicale a informat astăzi prin intermediul unui comunicat de presă că spitalul nu este în carantină și nu există secții închise. Dacă media cadrelor medicale și sanitare infectate cu noul coronavirus SARS-CoV-2 este de aproximativ 10% la nivel național, în cele 9 luni de la debutul pandemiei rata de îmbolnăvire la nivelul instituției sanitare băimărene se menține sub 4%. Spitalul județean de urgență Dr. Constantino Prijbaia Mare nu este spital COVID sau spital suport, însă orice pacient care prezintă suspiciune COVID-19 este în și investigat până la confirmarea sau infirmarea rezultatului pozitiv. Dacă pacientul este pozitiv, acesta este transferat în limita locurilor libere existente în cele două spitale din Baia Mare. Spitalul de pneumoftiziologie dr. Nicolae Ruș de Baia Mare desemna spital suport sau către spitalul de boli infecțioase și psihiatrie Baia Mare, care este spital COVID, pentru tratament de specialitate, explică reprezentanții unității medicale în comunicatul de presă. Aceștia spun că în situația în care testul este negativ, pacientul este trimis către secția din cadrul Spitalului Județean de Urgență, care a decis internarea bolnavului în vederea continuării investigațiilor. Reprezentanții de la dr. Constantin Opriș Baia Mare au declarat că nu neagă existența îmbolnăvirilor în rândul personalului medical, sanitar sau auxiliar, însă doar o parte dintre cazuri au fost înregistrate în cadrul spitalului. Potrivit acestor au fost situații în care medici, asistenți, asistente, infirmieri sau brancardieri au venit la muncă din conce sau de pe zile libere și au constatat că s-au infectat cu noul coronavirus din comunitate, fiind contactii direcției ai unor persoane din anturajul personal, care au fost confirmate pozitiv. Ce este cert este faptul că astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a anunțat că au fost confirmate cu coronavirus cinci cadre medicale din secția de terapie intensivă și conform procedurilor, Direcția de Sănătate Publică Maramureș a declarat focar la Spitalul de Urgență. S-a dispus o anchetă epidemiologică și măsurile specifice de protecție a personalului angajat, dar și a pacienților.